Specialiștii în domeniu recomandă vâlcenilor să își asigure locuințele pentru a evita riscurile principale care pot apărea în mod neprevăzut. Polițele PAD sunt polițele obligatorii care asigură trei riscuri, respectiv cutremure, inundații, catastrofale și alunecări de teren. Tot mai mulți vâlceni aleg să își asigure locuințele cu o asigurare facultativă care acoperă mai multe riscuri, inclusiv riscul de incendiu sau riscul de furt. În ultimile 4 luni am constatat că avem o creștere în rândul clienților, cei care își aleg polițele PAD, obligatoriu își încheie și polița facultativă. Deci un 95% procentual din tot ce am în sistem își încheie polița completă, și PAD-ul și facultativa. Polița facultativă nu poate fi despăgubită în caz de un eveniment neplăcut, nu poate fi asiguratul despăgubit fără polița obligatorie. Polița obligatorie, știți că acoperă strict doar cele 3 riscuri, inundație, cutremur și alunecări de teren. Pe când putem veni suplimentar cu polița facultativă, care acoperă toate riscurile, ne putem plia. Avem societăți care se pliază pe profilul clientului în ceea ce are de asigurat. În ceea ce privește procentul total al celor care au locuințele asigurate, lucrurile nu sunt sigure. Legea spune că populația are această obligativitate, însă reprezentanții primăriei spun că, deși legea a fost promulgată, în prezent primăria nu dispune de toate resursele necesare pentru a verifica acest lucru și pentru a implementa amenzi. La momentul acesta, cadrul legislativ nu este foarte clar în ceea ce privește aplicarea practică a acestor măsuri. Sunt în studiu mai multe modalități, inclusiv discuții cu asiguratorii și, bineînțeles, o modalitate de aplicare a legii se poate face doar în contextul în care municipalitatea sau oricare UAT ar avea acces la o bază de date din care să reiasă care proprietari de locuințe și-au făcut asigurare și care nu. Deocamdată, la acest moment, nu avem o astfel de posibilitate, dar studiem modalitățile prin care să putem aplica practic această lege. Asigurările facultative de locuințe se pot încheia doar pentru cele care sunt deja protejate de o poliță obligatorie.